alert, Klaus Iohannis anunță decizia cu privire la Efadna. Presubliniere-edintele României, Klaus Iohannis, va susține luni, 16 aprilie, ora 18 fix, o declarație de presă, la Palatul Cotroceni. Klaus Iohannis este a subliniere teptat să anunce decizia sa privind cererea ministrului Justiției, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sublinierei Efadna, Laura Codruca-Kövesi. Presubliniere-edintele Klaus Iohannis declara în 28 martie ce nu a avut nicio discuție cu sublinierea Efadna, Laura Codruca-Kövesi, sublinierea ce nici nu este nevoie să discute personal, subliniind ce va lua o decizie în baza documentelor care sunt atâta sublinierea te solicitri ministrului Justiției de revocare a sublinierea Efadna. În 22 februarie, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anuncat declan sublinierea procedurilor de revocare din funcția de procuror subliniere Efadna a Laurei Codruca-Kövesi, prezentând un raport de 36 de pagini cu 20 de puncte care prezint 20 de categorii de acte sublinierei fapte din perioada februarie 2017-februarie 2018, pe care Toader le impute subliniere Efadna.